Dragnea, dacă nu pe 8 octombrie, nu avem un prejudiciu, da, e instigare personal. Dacă păi... Alesu Floarea, că despre asta e vorba, doamna aceea condamnată, săraca, e chiar acară pe un, dacă Alesu Floarea plătește prejudiciu, sigur că dispare și instigarea la complicitate, nu, nu dispare, la abuz verge. Infracțiunea nu dispare, doar se recuperează prejudiciul și infracțiunea se de instigare nu așa. Dispare, deci pentru că acest dosar politic se închide. Mai departe, senatorul Sorin Roșca Stănescu e un dosar politic, totuși. Dumneavoastră toate dosarele vedeți politice, nu, pentru că sigur nu, aveți alu, apetență pentru anumită Ludovic Orban zonă. Era pe bune în zona asta, deci nu e nicio problemă. Și la dumneavoastră cu finanțarea pe campanie electorală am văzut. Unde am câștigat procesul de altfel. Am văzut, da. Da. Dar nici n-a fost proces penal la dumneavoastră. Evident, pentru că a fost o plângere contravențională. Bineînțeles că doar nu o să vă bage pe dumneavoastră în penal. Că o mână spală pe alta. Dar nu despre asta aveți vorbeam. Aveți să vă susțineți această afirmație cu ceva concret? Nu, nu, mai ales că deci am toată doar simpatia o... pentru dumneavoastră. E o părere. Nu e o... Păi este o opinie, sigur că sunt observator al vieții politice. Păi sigur, dar dacă aveți și argumente, vă întrebam. Întrebarea este că atunci când un lider al nostru a fost întrebat, bre, da, suta asta de mii de euro din campanie, ce ați făcut cu ea? Zice, nu mai mi-aduc aminte. Păi încurcați așa lucrurile și zăpăciți telespectatorii. Nu încurc lucrurile, citeți diferit. În presă, în zona asta. Dar e bine că dumneavoastră nici măcar nu v-ați dus în penal. Dragnea s-a dus în penal că a angajat două femei. Așa, și dacă s-a întâmplat... S-a întâmplat. Păi da, s-a întâmplat. Și bine. O infracțiune. Senatorul Sorin Roșca Stănescu nu e infracțiune. Nu, știți dumneavoastră mai bine că procurorii și judecătorii. A spus că s-a prescris faptul. S-o fi prescris, nu știu, că n-am văzut și alte lucruri de genul ăsta. Dar Dragnea măcar trebuie înfrânt așa cum încearcă doamna Firea. Nu ca dumneavoastră cu statul subteran. Iarăși, elemente de propagandă. Simplu... Ca la Erdogan, statul paralel... Nimic un argument, nicio dovadă, doar afirmații. Tot ce se întâmplă în România de astăzi nu vi se pare argument? Ce se întâmplă în România de astăzi? Atât de deosebit încât să spuneți că există stat paralel. Nu, sunt de 30 și ceva de ani în România, de când m-am născut mai exact. Ați urmărit asta, nu? Da, sigur că da. Am văzut că o mulțime de politicieni de-a lungul timpului ba erau incompetenți, ba erau hoți, ba erau șiși. Și România, din cauza asta, astăzi nu are autostrăzi. Din cauza asta, astăzi România încă are școli fără apă, fără aviz ISU. România încă în 2018 se moare în spital din cauza infecțiilor nosocomiale. Ziceți că vorbim asta se întâmplă. Că asta nu, asta e realitatea. Asta e realitatea. Întrebați telespectatorii. Fiecare telespectator știe pe cineva, rudă, prieten din familie, care a fost în spital și care a pățit-o în spital. Da, asta se întâmplă când suntem conduși de incompetenți și, pe de altă parte, furăm bani inclusiv cine, de la sănătate. Cine este competent? Și de la Direcția de Asistență a Copilului furăm bani. Asta cu furatul banilor. Nu, nu există. Domnule, haideți că am îndepărtat chiar. De ce nu mai ajută ordonanța pe Dragnea? Ce să facem? Să veniți noi asta la putere? De exemplu, și să vină oameni care perfect. Sunt și competenți. Super. Cum a fost guvernul Cioloș. Așa. Ăla a fost guvern competent. O parte dintre ei, cel puțin, o mare parte din secretari... A fost, ori n-a fost. Păi nu, o parte din secretarii de stat, mare parte erau de la PSD. Pentru Dumnezeu, se întâmplă chiar acum ședința PSD și vorbim despre Cioloș. Știți ce trebuie să faceți? Să convingeți publicul să vă voteze. Asta vreau să zic, în general, partidele vin la putere votate, doamnelor și domnilor. Așa, penală e condamnare penală.